O nouă donație din partea unei cunoscute companii din Germania, în colaborare cu membrii ONG-ului Masa Rotundă din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, a ajuns în Mehedinți. De această dată este vorba despre mobilier pentru mai multe școli și spitale din județ, dar și de materiale sanitare necesare în actualul context social. Aici avem mobilier pentru două școli din județul Mehedinți, din comuna Dumbrava și comuna Gruia, dezinfectanți pentru aceleași locații, măști PP2 și câteva jucării pentru copiii din mediul rural. Vor merge acolo? Da, acum mergem să le pregătim, să le descărcăm, după care să facem organizarea pentru a le putea deplasa în localitățile care le-am menționat mai devreme. Acest ONG din Germania, împreună cu voluntarii Mesei Rotunde, sunt la 8-a donație în Mehedinți. De data aceasta este vorba despre un mobilier de laborator de chimie-biologie pentru școala post-liceală din Drobeta-Turnu-Severin, scaune și bănci pentru mai multe unități de învățământ din județ, dar și mobilier pentru spitale. Prietenii noștri din Germania, prin fundația Kinderhelfen, au adus în Turnu-Severin astăzi un laborator de chimie-biologie pentru școala post-liceală sanitară, mobilier pentru școli, băncuțe și scaunele și de asemenea mobilier pentru spital. Avem în tir în jur de 4 tone de dezinfectant, măști FP2, care vor merge toate către spitalele din județ. A devenit o obișnuință pentru ei din ce în ce deci, mai de data aceasta. Acesta este tirul al 7-lea și al 8-lea, tirurile sosite. Da, le face plăcere să ne ajute, ne bucurăm că pot să ne ajute și că putem sprijini comunitatea locală și sperăm să fie utile, să-și găsească locul și rostul aici unde trebuie. I see, this is from Roundtable, a lady server from Husum, from the north from Germany, and Musk, and this is from Flensburg, also from the north in Germany. And it's for help to for the people here in Romania, and this honor is for the school in the country from Mehedinți, and we hope we can a little bit help here. Măștile, dezinfectantul și majoritatea materialelor vin din Germania prin ajutorul Lady Circle and Roundtable din Husum și speră să fie un ajutor pentru comunitatea locală. Aceste donații vin în sprijinul tuturor mehedințenilor, iar ONG-ul Masa Rotundă, în colaborare cu compania Kinderhelfen din Germania, au fost prezenți mereu pentru oameni, mai ales în actualul context social.